Am revenit la punctul de întâlnire cu informația de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Profesorul Victor Alistar a fost votat de Senatul României ca membru în CSM. Este alături de noi în această seară la punctul de întâlnire. Domnule Alistar, bine ați venit și felicitări pentru votul de astăzi din Senat. Împreună cu noi și Cristina Trăilă, deputat al Partidului Național Liberal. Sărătuna, bine ați venit. Șerban Nicolae, senator al Partidului Social Democrat, deja o vedetă a partidului. Bună seara. Și bună în acest statut și încă deranjează până. Și un votant al lui Victor Alistar. Vă mulțumesc. O veste care ne ia prin surprindere, deși știu că multe voci și multe inițiative au vizat aducerea dumneavoastră, domnule Alistar, în Consiliul Superior al Magistraturii. Ce se întâmplă acum și ce veți face în CSM? Pentru că intrați într-o instituție care este măcinată pur și simplu de niște tensiuni uriașe pentru revenirea la normal după măcelul din deceniul condus de Traian Băsescu. Voi face ceea ce lumea știe că fac din studiile noastre, din analizele pe care le publicăm pe site-ul nostru, poate uneori prea lungi, poate prea tehnice. Voi măsura de 10 ori până când voi participa la o decizie ca să pot fundamenta cu seriozitate și să-mi dea domnul gândul cel bun să fac ce trebuie. Care credeți că sunt în momentul de față problemele cu care se confruntă CSM? Noi, cei din societatea civilă, vedem o confruntare foarte dură, fie între procurori și judecători, fie între CSM și Ministerul Justiției, fie între Inspecția Judiciară și DNA. Sunt tot soiul de paliere pe care se poartă conflicte foarte, foarte dure. Și lumea rămâne cu impresia că este un război generalizat în care CSM ar trebui să fie arbitrul și nu prea este. Sunt tensiuni în tot sistemul și CSM-ul, prin rolul său constituțional și prin modul de compunere, este la intersecția acestor tensiuni din sistem. Ce cred că ar trebui să facă Consiliul, o să vă pot spune imediat după întâlnirea cu membrii Consiliului, pentru că sunt 19 membri ai Consiliului, dintre care doar 2 sunt reprezentanți ai societății civile. Este cert că e nevoie de mai multă transparență, mai multă predictibilitate și de apărarea independenței judecătorilor, pentru că este esențial ca orice persoană care are un litigiu civil, comercial, penal, să știe că se află în fața unei instanțe care este liberă de orice fel de presiuni externe și în același timp să facă rolul pe care îl are, și anume atunci când au apărut legile justiției în 2004, în parcursul de integrare europeană, când s-a închis capitolul de negociere, s-a spus foarte limpede că CSM-ul va fi cel care face ordine în interiorul sistemului dacă sunt derapaje, tocmai pentru a nu fi puterea executivă sau puterea legislativă care facă acest lucru. Ei bine, funcțiunea aceasta trebuie cântărită și utilizată mai bine. CSM-ul poate, prin instrumentele pe care le are, și asta din fericire o decizie de plen și nu de secții, unde și cei doi reprezentanți ai societății civile participă, poate să îndrume lucrurile spre o practică unitară, poate să solicite, spre exemplu, elemente de acces mai bun la serviciile tehnice, dacă vreți, auxiliare ale instanțelor. Sunt lucruri care se pot îmbunătăți și da, trebuie să ceară până la urmă un element de practică judiciară unitară. Sunteți avocat, sunteți profesor la SNSPA. Va trebui să mă suspend din funcția de avocat, nu scrie legea, dar e de bun simț. E de bun simț? Păi cum să merg și în fața? Și rămâneți doar cu profesoratul la SNSPA? Da, și cu munca la transparență. În trecut, domnule Alistar, când ați dorit sau ați acceptat propuneri de a prelua funcții importante, în secunda 2 vi s-au făcut dosare. Ați avut o bătălie foarte dură pe care ați câștigat-o în justiție, așa cum anticipam, dar care v-a lăsat urme. Vă așteptați și acum să existe represalii pentru faptul că aveți această poziție foarte vizibilă și susținută de multă lume, aceea de membru CSM? Nici sistemul nu mai este la fel de acerb cum era înainte. Plus că probabil am demonstrat că e greu să intimidezi pe cineva pe care n-ai cu ce să-l intimidezi. Poate să funcționeze în continuare, ceea ce se poate întâmpla împotriva oricărei persoane publice, indiferent de ce funcție are, în ce instituție sau din ce partid face parte. Sunt campanii de denigrare, dar nu mă aștept nici la asta. În CSM ne punem toată speranța să nu mai existe
și justiție mai spun făcută de ce, la comandă politică. De atunci până în momentul de față am preluat coordonarea programului pe justiție globală a lui Transparency. Deci am atât funcția de la București pe centru, pe filiala din Transparency din România, dar și directorul programului mare pe justiție de la Transparency. Sens în care cred că și profesional și contactele pe care le am sunt de o altă natură și cred că oamenii sunt mai chibzuiți. Eu personal nu pun foarte multe speranțe în echilibru dumneavoastră, în felul neradical și nepolarizant de a pune problema și în dorința de a îndrepta lucrurile strâmbate atât de rău în 10 ani de regim Băsescu. Cred că lipsa de, să spunem, dorință de răzbunare o să vă domine mandatul în egală măsură cu promovarea valorilor constituționale care spun că justiția e făcută de judecători. Da, și cred că nu de la neapărat de la cei de reprezentanți societății civile trebuie să așteptați. Noi avem obligația să aducem punctul de vedere al societății în CSM, avem obligația să cerem transparență, avem obligația să pledăm pentru o motivare a hotărârilor plenului, mult mai consistentă pentru a fi înțeles în sistem, dar în primul rând de la asociațiile profesionale a magistraților și de la magistrații în sine, cu precădere magistrații de scaun. Domnule senator Șerban Nicolae, care a fost rațiunea pentru care majoritatea PSD-ALDE l-a votat pe Victor Alistar, membru CSM? Dumneavoastră, de ce l-ați votat? Ați enumerat o bună parte din caracteristicile luate în considerare. Vreau să vă spun că, totuși, cei care s-au prezentat candidați pentru aceste două poziții de reprezentanță ai societății civile în cadrul CSM au făcut-o la un nivel suficient de ridicat și lucrul ăsta a fost un îmbucurător. Alături de Victor Alistar, noi am optat și pentru Romeo Chelariu, care este din Iași, cadru didactic, om recomandat, care a venit cu susținerea unor importante asociații, susținut și de mediatori, și de executori, și de jucătorești, și de o serie întreagă de organizații, în special ale persoanelor cu dizabilități. Un om care și-a pledat foarte bine proiectul. E clar că, la fel ca și la Victor Alistar, de la cei doi reprezentanți ai societății civile, se așteaptă în CSM o poziție mai echilibrată, mai puțin partizană, fiind deliberați de orice fel de subiectivism dat de statutul de judecător sau de procuror după caz. Cei doi reprezentanți participă doar la ședințele de plen și atunci nu intră în ceea ce ar putea să fie, eu știu, conflict de interese sau în zonele sensibile, cum ar fi acel rol pe care l-au secțiile în materie disciplinară pentru judecători și pentru procurori. Am întârziat foarte mult. Din păcate, suprapunerea alegerilor parlamentare cu cele pentru CSM au făcut să întârziem și perioada destul de tumultoasă din Parlament în prima sesiune din acest an. Au făcut să întârziem foarte mult această numire. Practic, s-au pierdut 8 luni de prezență a celor doi membri în CSM. CSM a funcționat cu 17 membri. E o perioadă, așa cum ați spus, nu foarte comodă, destul de tensionată la nivelul CSM. A fost nevoie de un gest mai radical. Credeți-mă, senzația mea este că e un război generalizat acolo. Făcut de 5 magistrați cu greutate, cu o frunte președintele în altei curți, profesională impecabilă și cu o reputație impecabilă, și faptul că s-a ajuns la această situație nu e unul de natură să ne bucure foarte tare. Cei doi reprezentanți ai societății civile, coroborat cu modificările preconizate în materie de justiție, ceea ce numim noi generic legile justiției, adică statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară și organizarea și funcționarea CSM, sper eu să calmeze totuși lucrurile, pentru că am amintit Victor Alistar de faptul că aceste legi au fost date în 2004 cu o conlucrare permanentă cu reprezentanții Uniunii Europene, erau făcute și în scopul finalizării capitolului de negociere pe justiție și afaceri interne și, din păcate, în loc ca aceste legi să fie puse în aplicare, ele să provoace niște mecanisme de bună funcționare a justiției, au fost imediat deturnate. Primele modificări au apărut chiar în anul 2005, ducându-se către zona aceasta de control politic, făcută, așa cum se poate vedea foarte simplu, uitându-ne în trecut, de Traian Băsescu și de cei apropiați lor. Ceea ce avem astăzi este totuși un sistem cu multe chestiuni de corectat. Pe de altă parte însă, și cu asta închei, se concluzionă, mă rog.
justiția din România este totuși o justiție matură. În justiție, în ansamblu său, că e vorba de judecători, că e vorba de procurori, de grefieri, de personal administrativ, este suficient de mult profesionalism, suficient de multă probitate profesională și morală, în așa fel încât să existe un corp care se autocurăță. Ceea ce am făcut noi astăzi, n-am făcut decât să ne îndeplinim o obligație constituțională și eu cred că eforturile făcute în ultima perioadă și cu ceea ce va urma în continuare vor aduce un plus de credibilitate și de soliditate pentru un sistem de justiție de care toți avem nevoie, că doar nu este confiscabil sau, eu știu, de împroprietărit cineva cu el. Domnul Trăilă, sunteți jurist? Da. Bun, avocat. Sunt înconjurat de trei juriști. Par clientul ideal pentru trei avocați aici la masă, vă dați seama. Eu doar în calitate de petent sau de părât. Puteți să ne fiți oricând client de cineva. Mulțumesc, am reținut aici, o să notez. Pro bono oricând. Vă apelez la emisiunea următoare. Nu, eu speram să n-ai nevoie, nu-i vorba de bani. Doamna Trăilă, o numire ca a lui Victor Alistar aduce o gură de oxigen în normalizarea situației din CSM. La ceea ce se întâmplă în momentul de față și după cum am văzut și toate petițiile de astăzi din cadrul inspecției judiciare, cred că da. Și eu sper același lucru, pentru că e nevoie de oameni din societatea civilă care să creeze acest echilibru. Dar mă întorc la legile justiției și la ceea ce spunea chiar Victor Alistar, ce s-a dorit în 2004 și ceea ce avem astăzi, inclusiv în ceea ce privește aceste propuneri făcute de ministru Tudorel Toader, eu văd mai degrabă un dezechilibru. Pentru că vorbim de CSM ca și garant al independenței justiției, așa cum spune Constituția noastră, și o inspecție judiciară care în propunerea domnului Tudorel Toader trece la Ministerul Justiției. Or, echilibrul de care făcea vorbire, și anume între puterea legislativă, puterea executivă și CSM-ul ca și garant al independenței justiției, nu prea se regăsește în această propunere. E adevărat că, uitându-ne la acest organism, poate acum, pentru că e această dezbatere, dar să știți că inspecția judiciară, din păcate, și o spun aici în calitate de avocat, n-a fost una tocmai funcțională în ultimii ani. Și nu mă refer la cauze penale. Au fost foarte mulți avocați care au făcut sesizări cu privire la magistrați în diferite cauze, cel puțin din punctul meu de vedere, chestiuni foarte grave. Ori astăzi aflu că în controlul pe care l-a demarat la DNA li s-a cerut să se uite în concret în materialitatea, ca să spun așa, a dosarelor, nu doar la aspectele procedurale. Ori noi am sesizat de nenumărate ori abateri în numeroase dosare și ni s-a răspuns din cadrul inspecției judiciare că nu are un astfel de rol și că ei se apleacă doar asupra aspectelor de natură procedurală. Iată că astăzi vedem cu totul altceva. Se va clarifica cu siguranță în urma atâtor petiții. Vom vedea imediat materialul și despre ce este vorba, pentru că acuzațiile sunt spectaculoase. Evident, dar mă întorc, e iarăși o instituție care, așa cum spunea Victor Alistar, arată situația reală a întregului sistem.